de mic copil am crescut la animale, la oi, fiindcă n-am avut o copilărie foarte frumoasă. Când toți mergeau să jucau în parcuri, în asta eu stăteam la oi, că nu, am fost 6 frați. Eu și încă un frate de meu am ales să merg la oi. Vedeam primăvara miei zburtând, un alta. De mic copil mi-a plăcut oile, mi-a plăcut să le cresc, am grijă de ele. Vedeam că și din asta se poate face bani. Și viața asta care o am îmi oferă liniștea de care am nevoie. Și zic eu, foarte multe oportunități în viață. De-aia m-a determinat să fiu și mai puternic. De-aia am ales să mă scriu și într-o gală. Mai nou îmi place și bătaia. Va fi o luptă ușoară. M-am antrenat foarte bine. La adversarul meu să nu clipească. Asta pot să-i transmit. Că o să se trezească în vestiar. Mi-am dorit de când mă știu pe munte la oi să fiu. Dar viața la turmă e grea. Cine oare mă învăța? Măi, Ioane, ce bănaș, lasă viața de oraș, că te aștept într-o săptămână să vezi viața de la stână.